Prețul la bază pentru o sticlă de ulei de la cel mai mare producător din Republica Moldova va constitui 24,60 lei cu TVA inclus începând de luni 27 martie. Dat fiind faptul că ultima perioadă de timp a fost marcată de un trend de descreștere a prețurilor la cereale, oleaginoase și uleiuri vegetale la nivel global. Fiind parte a pieței regionale și globale, acest trend a fost înregistrat și pe piața locală a produselor agricole din țara noastră. În acest context, luând în considerare prețurile existente la moment pentru producția agricolă din Republica Moldova, cel mai mare producător de ulei din țară anunță micșorarea corespunzătoare a prețului de vânzare a uleiului rafinat dezodorizat destinat pentru piața internă. Având la baza calculelor costul stocurilor de materie primă achiziționată din momentul stabilirii noilor prețuri pentru semințe de floarea soarelui, prețul de bază pentru o sticlă de ulei de floarea soarelui rafinat dezodorizat care urmează a fi realizat către distribuitori va constitui 24,60 lei preț la poarta fabricii cu TVA inclus față de 29,10 lei preț anterior.